Teatrul dramatic rus de stat Anton Cehov din capitală a împlinit 80 de ani. Cu această ocazie, actorii au oferit publicului un spectacol festiv. La eveniment au fost prezenți spectatorii fideli, dar și oficialii, care nu au venit cu mâna goală. От всей души желаем, чтобы нашему театру было и 150, и 200, и славился он везде, и в нашей стране, и за рубежом. Мы с радостью пришли сегодня на такой большой праздник, большой юбилей, потому что это праздник культуры, знаменит своим творчеством, тем, что в этом театре представляют как классический репертуар богатый, так и современные пьесы. Ministerul Culturii a venit cu un suport financiar de 50.000 de lei. Este extrem de onorabil să porți numele marelui dramaturg și scriitor Cehov. Felicit teatrul cu această minunată aniversare și cred că au reușit să vadă că Ministerul Culturii este și va fi mereu alături de acest teatru notoriu. Ministerul Culturii a venit, bineînțeles, cu un suport de 50.000 de lei. Pe lângă banii oferiți de autorități, teatrul a mai primit cadou un autobuz din partea furnizorului de gaze din țară. Мы пришли с пожеланиями театру процветания, долголетия и благодарного зрителя. Мы знали, что театру необходим автобус, потому что, к сожалению, автобуса не было, а гастроли – это неотъемлемая часть театрального искусства, театрального мастерства. Театр должен иметь возможность поехать к зрителям и желательно в нормальных и комфортных условиях. Directorul teatrului spune că principala menire a instituției este să-i facă pe oameni mai sensibili la ceea ce se întâmplă în jur. Fiecare seară când ieșim în scenă, încercăm să facem ca lumea să fie mai bună, ca lumea să fie mai simțitoare, mai receptivă. Și eu înțeleg că țara noastră are un viitor frumos atât timp cât lumea vine la teatru. La Teatrul Cehov activează 36 de actori.